Americanii, mi s-a întâmplat ceva îngrozitor. Stai jos, stai jos, liniștește-te. Băiete, o bere repede. Stai jos și calmează-te. Eu nu te avut cum arată. Zici ce s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat că mi-era sete și că nu știam cum să te fac să-mi dai o bere. Da? Azi, Neapova, ia fă-mă să râd și uite, îți mai dau o bere, pe cuvântul meu, ia. Un ban cu o glumă, ce-ți trece prin cap? Hai să te văd. Dar nu trece nimic prin cap. Excelent. Băiete, încă o bere pentru Neapova. Excelent. N-am spus nicio glumă. Nu, nu, păi, dar nici nu trebuie, auzi? Ai o față de tâmpit când te concentrezi, ești de bereaz. Uite, uite-l pe americanul. Hai să-l întrebăm pe el. Hai, mă rog. Hai, mă rog. Hai, mă rog. Băi, fii atent aici. Dacă eu am o marfă și Nelu mi-o vinde, da? Nu e normal ca eu să iau 70% și Nelu 30%? Eu zic că eu 70% și el 30%. Este americane? Dacă vreți părerea mea, cinstit, da, ar fi 50-50. Eu așa zic. E bine, mă, 50-50? Băi, bine 50-50. Uite că la varianta asta nu l-am gândit. Dar despre ce marfă e vorba? Spune-ți și mie. Chiar, despre ce marfă e vorba? Băi, băieți, băi, băieți, băi, băi, se poate. Ia uite aici. Ta-da! Le-au rămas la magazin 200 de bucăți de ăștia, de la Crăciun. E bine gândit. În curând vine primăvara și voi vindeți Moș Crăciun. Neapopa, nu râde, Neapopa, că s-au gândit bine. Poftim. Păi la viteza cu care se mișcă ei până dau drumul la afacere, vine Crăciun următor. Aoleu, trebuie să plec. Vă băieți, succes! Pa. Succes în afacere! Americane! Zine, Pop! Dacă mă gândesc bine, știu și eu câteva bancuri. Dacă ți le zic, râs de mori! Hai, hai, zile! Hai. De ce nu mi-ai spus că e vorba de Moș Crăciun? Păi dacă nu m-ai întrebat... Mă, Nelule, gândește-te bine. Ce? E excepțională oferta asta acum de după sărbători. Adică plătim 1 și primim 2. Adică plătim 100 și primim 200 de Moș Crăciun. Bă, tu ai dreptate. Păi, oferta e prea bună ca să nu profităm de ea. Ți-am zis? Păi, Costine, bă, tu ți-aduci aminte ce trebuia să mai fac eu astăzi? Mai avea o treabă? Da. Mă, pâine am luat, curentul l-am plătit. Ziare ai luat? O, pe alea primele. No. Mă, era un amănunt care mi-n scapă, nu știu. Era ceva care... Suzy! Nu trebuia să mă aștepți la gară? Asta era. Știam eu că mai am ceva de făcut. Suzy, iartă-mă, te rog. A. Bine, hai că te iert, amnezicule. Tată, jur, e ultima oară când mai gătesc. Iarăși nu deosebesc pâinea prăjită de friptură de arse ce sunt. Felicel, nu-i nimic, tata, a venit salvarea noastră. Ce faci? Cum a fost? Ce-ai văzut? Ce ne-ai adus? Cât ne faci de mâncare? Ușor, 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 toate pe rând. Să vedem mai întâi cadourile. Ah, cadourile, da, 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 da. Și să începem cu... Cu? Mine. Ia uite ce fustiță mi-am luat. Ai, frumoasă. Și uite și bluza asta, sacoul ăsta de vară, așa, da, mai... Da. Mai vine timpul cald. Și uite și bluza asta, ce zici? Foarte frumoasă. Gata, am terminat și cu geamantanul ăsta. Păi și pentru noi, mamă, nimic? Am luat și pentru voi. Ia uite, pentru Mimi, o pereche de cercei. Ma, ce frumoși sunt! Sunt super! Și pentru mine, Suzy? Știam eu că am uitat ceva la hotel. Iartă-mă, Nelule! Te iert, amnezico. Măi, Mimișor, măi, tată, dacă tu ai primit cadou acum în februarie un Moș Crăciun de jucărie, ce ai zice? Aș zice că la care mi l-a dat e cam tâmpit la cap. M-am dus să-mi probez cercei, mamă. Suzy! Mine ai venit! Ce dor mi-a fost de tine! Parcă nu te-am văzut de un an, nu de două săptămâni. Mamă, ce țoală mișto! Ce sunt ăștia, chiloți? Sutiene? Ah! Fată, eu cred că tu ai avut o aventură în delegația asta.
Ce aventură, drag, dar ce eu am avut timp de așa ceva? Ia, mai bine spune-mi tu ce-a mai fost pe acasă. Oh, să-ți povestesc ce prostie am mai făcut, Costel, vrei? Nu știu de ce nu mă miră ce aud. Lili, dacă ar veni la tine un bărbat și ți-ar spune că s-a îndrăgostit de tine, că vrea să te ducă la casa lui de vacanță de pe malul mării din Spania, ce-i zice? Păi dacă ar avea 70 de ani și ar fi gras și chel, l-aș refuza. Și dacă are 40 de ani, e înalt și fără pic de burtă? Ai, fată, lasă-mă în pace, că asemenea bărbați nu găsești decât în telenovele. În viața de toate zilele nu te întâlnești tu cu ei. Fată, tu vorbești serios? Tipul ăsta chiar există? Nu, dragă, am pus și o întrebare. Suzana, nu mă minți! N-am avut nicio aventură. E, bine. Hai că plec și eu că am treabă. Bine, stai! De ce ai avut o aventură? Să rămână! Bine ai venit! Nelu, pe unde? În bucătărie! Uite și caută-l acolo! Îți spune! Cum e, Nelule? Te-ai gândit? Ți-a venit vreo idee? Costele... Cred că știu ce vom face cu Moș Crăciunii ăștia. A, deci n-ai avut nicio aventură. Lili, eu sunt femeie măritată, am copil, eu nu fac prostii. Nu fac prostii mari. Am acceptat niște invitații ale lui, de asta numai pentru că tipul era o companie foarte plăcută, galant, manierat, vorbea foarte frumos. Ce mișto. Are un hobby, colecționează șepci. Hai să arăt ce mi-a dat. Îți place? E oribilă. Nelu! Da! Nelu! Am găsit cadou pentru tine! Asta e pentru mine? Da! Ce frumoasă e! Ia! Cum stă, Lili? Mișto de tot! Costele! Ia să vezi ce-am primit, domne! Auzi, dar ție ți-a plăcut de el? Aoleu, mă întrebi! Bine că a trebuit să plece repede în Spania, că altfel nu știu ce se întâmpla. Măi, americane, eu sunt la pensie, am destul timp liber. N-ai vrea să mă angajez să te fac să râzi? Ce să fac, napopa? Să te angajez să fii bufonul meu? Nu mai fi. Da, liniștit. Da, mă, că nu sunt scump. M-am gândit la 50.000 bancul, 30.000 strâmbătura și 10.000 șutul în fund. Auzi, napopa, deci nu fac chestia asta. Că dacă îți faci din asta o meserie, nu mai e simpatic. Prefer să te momezi din când în când cu o bere. E liber aici? Da. Nu se poate. Americane! George. Nu pot să cred, americane! Ce faci, bă, băiatule? Băi, ce mă bucur! Stai jos! Ce faci? Incredibil. Băi, ce bine arăți. Și tu la fel. Cât a trecut, mă, 10 ani? Păi, vreo 10. Stai așa să te prinzi. Nea, popa! Da. Uite, el e Georgel, un fost coleg din liceu, stă în Spania. Popa, un vecin de-al meu. Ce faci, mă? Ia uite, tot cu obiceiul șepcilor ai rămas. Da, băi, micro, știi? Faci asta? Oi, breci, breci, de unde ai? Din Spania, de la Madrid. Serios? Acum 3 zile am fost, da. Asta e a doua, că pe prima am făcut-o cadou iubitei mele din România. Ești nebun. Georgele, să nu spui. Mă, tu te-ai îndrăgostit de vreo pipiță de pe aici. Nu pot să cred. E pe bune, dacă spui. Pe bune? E extraordinară tipa. Într-o seară m-a invitat la restaurant. Acolo l-am dat gata. Am fost o doamnă stilată, aranjată. L-am înnebunit de tot. Vrei ceva? Icre negre, șampanie? Da, niște icre negre ar fi minunat. E foarte frumos aici. Îmi place când bărbații aleg locuri intime pentru întâlniri. Mulțumesc. Delicios. Păi, americane, știi de ce îmi place fata asta, mă? Pentru că e simplă. E simplă? Are o privire, cum să spun eu, blândă, așa, ca de vițelușă. Păi și-i plac icrele negre? Ce mișto e aici! Place! Mișto! Ce dorești? Icre negre, șampanie? Niște icre negre! Acum!
Bune? Îmi toi crele astea. Bune, bune. Și la sfârșit a comandat clătite flambate. Credea că eu n-am auzit de așa ceva și că mă dă pe spate. Uite că a venit desertul. Hai, mulțumesc, apreciez gestul. Doamna, clătirea dumneavoastră flambate. Da, mulțumesc. Păi da, să vezi ce mi-a făcut cu clătitele flambate. Ce ți-a făcut? Oh. Vin clătitele. Auzi, Georgele, dar să știi că tu te-ai schimbat mult de tot. Păi eu nu te știam așa nebunit pe genul ăsta de fete, mă. Păi astea au farme, astea, păi bune, dar tu nu înțeleg ce ți-a plăcut atât de mult la genul ăsta. Băi, american, băi, eu sătul de fetele astea cu fițe. E bine, asta mă. E cu totul altceva, înțelegi? E simplă, nu e simandicoasă, mă, și îi place viața. Știi care e problema? Tipa e măritată și are și un copil. Da, te complici, mă, Georgica, nu? Dar din câte îmi dau eu seama și mă pricep la femei, bărbatul trebuie să fie un tâmpit. Și n-am luat adresă, nici număr de telefon și n-am de unde să le iau. Americane, să trăiești! A, nu rog, Nelule. Hai să te prezint. El e Nelu și el e Georgica, un fost coleg din liceu. Stă în Spania. Mă bucur. Și eu mă bucur că te cunosc. Ce șapcă frumoasă! Eu am de la nevastă mea care s-a întors dintr-o delegație. Tu de unde o ai? De la magazin. Eu mă duc să-mi iau o bere. Du-te, ia un contul meu. Asta e tâmpitul, mă, uite. Georgică, Nelu e prietenul meu, bă, ce ghinion, bă. Prietenul tău, bou ăsta? Băi, americane, ziceai că m-am schimbat eu, dar... Tași că te aude, tași din gură, lasă. Of. Ce a stăcut așa? Păi ce? Păi ziceai că stă bine cu șapca aia. Și a ta e frumoasă. Vrei să facem schimb? Vezi ce simpatic e? Americane, am venit să spun că de mâine demarez afacerea, domn. Nelule, termină-mă cu prostiile, mă. Ce, mă? Lasă-mă, lasă! Stai-mă un pic, lasă-mă în pace. Ce afacere? Vindem Moș Crăciun. Extraordinară idee! Să vinzi Moș Crăciun vară! Extra! Mă mir că nu mi-a venit mie. Fii atent, vrei să te extinzi? Vrei să faci export? Tu știi cum se vând Moș Crăciun vara în Spania? Ceva de speriat! Domn Georgică, noi nu-i vindem ca Moș Crăciun. Nu? Am eu o idee. Nelule, stai mă așa, băi, termină cu prostiile, mă. Mai bine ai sta mai mult acasă și ai avea mai multă grijă de nevastă. Dacă vrei un sfat prietenesc. Da, tot un sfat prieten, tot un sfat prietenesc. Du-te, omule, și fă-ți afacerea. Câștigă bani, da. Că femeia se descurcă ea. Uite că trebuie să plec. Mă așteaptă Costel, am mult de lucru. Mi-a părut bine, ești simpatic. Te pup. Du-te. Băi, Georgele. Ce tâmpit e ăsta, mă? Georgele, pune aici, te rog, da? Te rog foarte mult. Ce dacă e soția prietenului tău, mă? Dă și mie adresa și numărul de telefon. Ce face? Nici să nu te gândești. Iau. Păi tu ai uitat, ești amnezic, ai uitat deviza noastră? Bărbat e dator să încerce. Bă, Georgele, știi ceva? Deci Nelu este prietenul meu. Olă, Nea Popa, hai odată, hai! Mai încet, americane, că nu mai am 20 de ani. Mai Nea Popa, dacă vrei să fii bodyguardul meu, trebuie să fii la un metru în spate. Mai sprintă! Nu e bine să fiu bodyguard. Ia stai puțin, dacă mai faci asistentul tău personal. Nea Popa, mă, dar știi că eu merg mult la femei. Și în asemenea situații, nu am nevoie de asistență. Dom'le! Dar mă gândesc că poți să te trezești dimineață, îți fac cafeluța, îți aduc ziarele, îți fac agenda pe ziua respectivă. Ce zici?
Figaro, jos! Figaro, tunde și era de frumos! Te bărberește tăticul imediat! Trebuie să mai luăm de lungimea asta, așa odată. Ia uite, ușor, ușor, îl facem de nu mai arata Moș Crăciun. Neluțule, tu cum stai, mă, cu hainuțele? Că eu aici aproape am terminat cu bărberitul. Dar tu ce crezi că am făcut azi noapte, eh? Ia... Croitorașul cel viteaz a făcut hainuțe de păpuși. Excepțional. Bărberiți și cu hainele astea pe ei, o să-i vindem drept păpuși Barbie. Hai, dă-i bătaie că avem 200 de îmbrăcat. Hai, dreptate. Figaro sus, Figaro jos, Figaro tunde și la de. Așa, fată, și mai povestește. Știi că îmi plac picanteriile? N-am ce să-ți mai povestesc. Capitolul cu spaniolul e încheiat. Numai, acum sunt acasă și vreau să mă ocup mai mult de soțul meu. Soțul tău. Fată, dar ce schimbată te-ai întors. Să știi, când stai departe de cineva, abia atunci îți dai seama de fapt ce înseamnă el pentru tine. Așa că abia aștept să vină băieții acasă să mergem la un restaurant. Asta cu restaurantul e o idee bună. Mm-hmm. Îmi place, să știi. Și Nelu o să-mi spună cât de mult i-am lipsit. Și eu la fel. Mm-hmm. O să bem șampanie. O să fie ca la prima noastră întâlnire. Lili, tu știi? Dacă eu l-aș fi întâlnit pe Nelu în delegație, eu tot de el m-aș fi îndrăgostit. Aoleu, ce rup sunt de șale! Figaro sus! Bună seara! Se spune bună seara! Ce vorbești? Era mai bine să ne așteptați cu mâncare, că suntem frânți de oboseală. Păi, tocmai că noi ne-am gândit la voi și am zis că poate ieșim și noi la un restaurant. Mhm, vrei? Ca să cheltuim bani. Noi nu știm ce să mai facem ca să rotunjim veniturile familiei. Și voi vreți să cheltuiți și bruma de bani pe care o avem în casă. Hai, auzi, e ceva de... Nelule, am lipsit 2 săptămâni. Nu crezi că ne-ar prinde bine și nouă ceva clipe de romantism? La vârsta ta se numește reumatism. Plus că noi bărbații vrem să investim, mă, nu să cheltuim tot ce avem în casă. Mm-hmm. Nu, Nelule? Da, da. Lili! Hai în bucătărie să-ți povestesc eu cum petrec spaniolii serile. Ce nu te-ai răgulit? Oh, ce mă doare capul, bă, frate, mă. Cine m-a fi pus să beau atâta? Nu știu. Chi? Asta care o fi? Simona? Sau Paul? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Și nu mai țipa așa, îmi pleznește capul, nea Popa. Te rog să mă ierți, americane. Am venit la ora 7 să te trezesc, dar dormeai așa de frumos. Mi s-a făcut milă și am zis să mă culc și eu câteva minute lângă tine. Și uite că minutele alea s-au făcut 3 ore. Cum 3 ore? Câte ceasul? 10! Nea Popa, de ce nu m-ai trezit de la 8? Aveam o întâlnire mai nenorocită. Am greșit! Ce mai țipa că-mi pleznește capul, mă omori? Tău, americane, te rog să mă ierți. Promit că nu mai greșesc. Hai să-ți fac o cafeluță. Nea Popa. Unde ai cafeaua? În bucătărie. Vezi sus în dulap, urcă-te pe un scaun dacă n-ajungi, deschizi ușa, dai pară la o parte și acolo... Adică nu, lasă, mai bine nu. Adă-mi, te rog, un par cu apă de pe masă. Aoleu, Nea Popa. Nea Popa! Îmi pleznește capul! Doamne! Cum sunt ca păpușelele? Înțeleg? Măi, Nelule, stai așa. Stai acasă, să-ți spun, că o să ieși pârlit rău din afacerea asta. Ascultă-mă! Cum să ies pârlit? Păi la mașină să-ți arăt ce păpușele am. Mă, lasă-mă cu mașina. De fapt, treaba voastră, mă. Duceți-vă. Eu hai, Vasile, hai că nu vreți. Măi, Georgele, dacă tu te duci de seară la Nelu, să știi că mă supăr rău de tot pe tine. Păi tu ești în stare să-i sufli nevasta, mă. Lasă-mă, că rămâne cu fetițele. Ia hai, fată, să mergem doar noi două la restaurant. Nu vezi că mitocanii ăștia nu mai vin? Da, ai dreptate. Hai să luăm niște bani.
Mănelele, cred că n-am făcut bine să investim toate economiile noastre în Moș Crăciunii aia, bă. Costele, o să avem succes. Afacere ca și făcută. Mie, mă spun sincer, mi-e teamă să nu observe fetele că au dispărut toți banii din casă. Până să observe, banii vor fi la loc. Încă de 10 ori pe atât. Aude ce aici? Extraordinar. Ăsta a luat toți banii din casă. Și al meu la fel. Ce ne facem, Suzana? Nu, eu nu mai suport. Nu, ai de data asta am trecut orice măsură. De când am venit din delegație, încerc să găsesc o explicație pentru comportamentul lui Mitocănesc, zicând că bai cu pasăra, cu bani are chef, dar nu ai. De data asta nu mai are nicio scuză. Mai bine plecam cu băiatul ăla în Spania. E, păi n-ai zis tu că soțul și familia, că ce să spun? Ne uitam greșit când am considerat că Nelu e familia mea. Păi și copilul? Vrei să spun ceva? Ăsta e adevăratul motiv pentru care n-am plecat. Că nu puteam să oblig copilul să schimbe prietenii, școala, să înveți o limbă nouă. Firaria să fie de țară! Uite ce mi-a făcut unul cu mașina! După ce că m-a umplut de noroi, m-a și înjurat! Lasă mimișor că se spală! Așa aș pleca din țara asta cum nu-ți închipui. Undeva unde-i cald, unde nu sunt bălți, unde nu-i noroi. Știu unde aș pleca? În Spania. Ai văzut, Suzana, ce a zis copilul? Dacă în clipa asta ar intra spaniolul pe ușă și mi-ar cere să plec cu el, n-aș mai sta pe gânduri nici măcar o secundă. Bună, Suzi! Iartă-mă că am intrat așa, n-am găsit soneria. Auzi, mea popa, ce-ar trebui să faci când vezi o țigare neaprinsă între degetele mele, a? Aoleu, americane, mă duc să caut un foc. Te rog, hai. Hai, noroc, americane. Noroc. Băi... Ce sunteți avut... așa, morcovism? Ai avut mare dreptate, băi. Cu ce? Ne-a pârlit de rău de tot cu afacerea asta. N-am vândut nimic, nimic. Păi de ce? Am avut un ghinion, americane. Au venit angrosiștii, au văzut păpușile, au mușcat din momeală, că sunt originale. Da, așa. Și când se le scot din portbagaj, toate 200 au început să cânte Jingle Bells. Mi-a fost o rușine. Aoleu. Păi ce să vă fac, fraților? Nu v-am zis să o lăsați mai ușor cu afacerile, mă? Să stați și voi mai mult pe acasă, cu nevestele. Să le scoateți la un restaurant, să le duceți în concediu. Păi voi dacă numai după bani, eu ce să vă fac? Dar tu de ce crezi că ne-am zbătut atât americani? Să facem și noi rost de niște bani, să ducem fetele alea la munte. Păi da. De 3 ani de zile n-am mai fost în concediu. Păi de cap. Păi bune? Păi v-ați gândit voi la ele? Păi bineînțeles, mă, că dacă era după mine, nu tândeam eu 200 de Moș Crăciun, mă, ia uite. Îmi place ce au. Păi atunci... Uite cum facem. Vă cumpăr eu toată marfa. E bine așa? Câți Moș Crăciun ați avut? 100. 100 de păpuși? Păi nu. Păpuși sunt 200. Că plătești una și primești două. 200! Da. Americane, ce n-am găsit. N-am găsit foc. N-ai tu o brichetă? Ba da. 200, mă? Nu mersi, nu m-am avut. Auzi, nea popa, știi ceva? Ia-te cu bricheta, că matale ești în stare să dai foc la partea asta. Costele, afacerea cu Moș Crăciunii transformați în păpuși a fost un succes. Da. Nu știu ce afacere să mai pornim. Bă, eu am o idee. Ce-ar fi să ne apucăm noi să imprimăm baloane? Și ce să scriem noi pe ele? Păi, eu știu, la mulți ani, sărbători fericite, casă de piatră, pentru diverse ocazii. Dar dacă facem noi baloane imprimate numai cu Discovery Vodka? Bună idee! Băieți! Hai noroc! Ce faceți? Salut, tată! Deocamdată nimic, dar vom face baloane imprimate numai cu Discovery Vodka! Bună idee! Mm-hmm. Atunci vreau și 100. Ai văzut cum vin comenzile, Costele? Stai puțin. Îți facem 100 de baloane, dar tu ce dai? Ce dau? Da. Dau o vodka. Discovery Vodka, spiritul nordului. Oh, perfect. Ia toarnă, americană, adică, că după atâta muncă, merităm și noi puțin. Ia uite ce frumoase. Ia. E o vodcă pură ca aerul ținuturilor nordice. E adevărat. Noroc, vikingilor! Noroc! Și? Cum mai e vremea prin Spania? E cald, e bine. E bine? Auziți?
Dar noroaie și grob ca la noi așa nu prea sunt, da? Nu, nu, e bine, e uscat, e soare, e... Auziți? Știți? Eu sunt sora Suzanei și eu mă înțeleg foarte bine cu ea. Noi amândouă nu ne certăm niciodată. Și nu putem să stăm despărțite. Noi amândouă n-am fost despărțite nicio problemă, te iau și pe tine, am de să vă cazez, am 20 de camere. Suzi! Vin și în Spania! Suzi! Ce faci, fata, acolo? Hai odată! Nelule, asta e? O, să-mi refac viața în altă țară? Să nu mă cauți? M-am hotărât. Bravo! Zi! Răspunsul meu este... Bună, fetelor! Oh, ia uite și pe domn Georgică, prietenul nostru! Mă bucur că ai venit, domnule! Suzi, munca mea și a lui Costel n-a fost în zadar. Știu. Știu că te-am supărat, că nu te-am scos la restaurant, că te-am neglijat. Dar să știi că am făcut rost de bani și vreau să te duc și pe tine în concediu. Pentru că meriți. Și pentru că te iubesc. Concediu! Ce frumos! Să înțeleg că răspunsul este nu. A, nu, stați să vedem, că nu se știe. Și scoate șapca asta. Tot urât cu ea. Nu vreau să o mai văd. Spania mea! Și eu care vreau să scap de noroi. Lasă, mamă, că face bine la reumatism. Ia uite și pe ăștia. Poartă.